Veste șoc în televiziune în această seară. Jurnalistul Florin Condurățeanu a murit. Acesta ar fi suferit un stop cardiorespirator. Florin Condurățeanu a încetat din viață chiar de ziua jurnalistului român, la vârsta de 71 de ani. Mihai Gâdea, prezentatorul emisiunii Sinteza Zilei, a dat vestea tragică în direct. Nu am întâlnit pe nimeni ca Florin Condurățeanu. În urmă cu puțin timp am aflat că scumpul nostru coleg și prieten a intrat în șoc cardiorespirator și cu toții am sperat că Florin Condurățeanu, așa cum a învins întotdeauna în profesie, în viață, să învingă și în această seară. Dar bătălia aceasta, iată că nu a câștigat-o. Ceea ce a câștigat a fost însă bătălia cu întreaga viață, a spus Mihai Gâdea. Mircea Badea a fost și el șocat de moartea lui Florin Condurățeanu. Nu-l percepeam ca fiind muritor, nu-l percepeam ca fiind domn, adică era un mare iubitor. Un mare iubitor de oameni, de cuvinte, inclusiv de țară. Era cel mai mare iubitor pe care l-am cunoscut. Poate că de data asta, la un moment dat, inima nu a mai rezistat, pentru că o inimă atât de mare, cât de mare poate fi, a spus Mircea Badea. Marius Tucă nu și-a putut stăpâni lacrimile după ce a aflat că Florin Condurățeanu a murit. Acesta-i fusese și lui un mare mentor. A fost o viață de om. Era refugiul nostru al ziariștilor mai tineri. Când nu mai exista nicio cale, niciun răspuns, atunci exista Țuțu. Îmi dau seama că l-am văzut nemuritor. Îmi pare rău că nu am apucat să scriu o scrisoare pe care am vrut să o fac publică dintotdeauna. Am simțit să-i scriu scrisoarea asta, să-i mulțumesc pentru momentele în care nu aveai nicio soluție și el venea cu o soluție simplă și cu o explicație din viață. A spus printre lacrimi Marius Tucă. Pentru Marius Tucă, Nea Țuțu era unic. Jurnalistul l-a văzut mereu pe acesta ca fiind mentorul de la care are ce învăța. Ultima apariție a acestuia fusese de curând. El a fost invitat pe 23 iunie în emisiunea Star Magazine de la Antena Stars, locul pe care îl considera acasă. Ori de câte ori era sunat, omul de televiziune nu refuza nicio invitație și era prezent în orice moment sau la orice eveniment unde era chemat, având mereu la el buna dispoziție, dar și cele mai multe informații din materia respectivă ce ținea de showbiz și de mass media.